de magazinelor Imer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Watch them grow, I dream, I know. Deep are my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Watch them grow. Cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plus ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Bună seara, bun găsit, vă spun la ediția din această seară a emisiunii Presa Loco, cele mai importante subiecte ale acestui început de săptămână. Vi le voi prezenta în minutele următoare. Avem subiecte din zona administrativă, avem subiecte din zona siguranței și ordinii publice și vom prezenta și câteva date despre începutul de sezon în Liga 3-a și vom comenta o postare a unui director de școală din municipiul Pașcani, o postare de pe o rețea de socializare. Voi începe în această seară cu un subiect care vi l-am prezentat ieri seară în cadrul programului nostru de știri, acel incident de la Cehorăni, acolo unde membrii unui clan sunt acuzați că au devastat mai multe case și au provocat pagube materiale importante unor familii care se înrudesc, da? Sunt practic toți din familia Crengache. Am fost ieri acolo la fața locului și am văzut urmările acestui incident. Nu sunt imagini deloc care să ne liniștească și care să ne facă să credem că a fost doar un incident minor. Cu siguranță suntem în fața unei situații extrem de grave
în comuna Cehoreni. Dacă ieri seară noi vă prezentam acest subiect pe mass media centrală, circula acel filmuleț cu cei doi tineri din Cluj de 17 ani care îl loveau cu picioarele, cu pumnii, scene de o gravă, să spunem așa, de un grav comportament al celor care s-au pretat la aceste gesturi. Bine că au fost identificați respectivii tineri, vor fi trași la răspundere, vom vedea în ce măsură astfel de fapte nu vor mai avea loc în perioada următoare. Dar revenind la situația de la Cehoreni, vă spun sincer că după ce am fost la fața locului, unde am văzut oameni disperați, femei care mi-au povestit că aveau în brațe copii de un an, de 7 luni, de 2-3 ani, cu care fugeau de spaimă să nu fie împunși cu furca, loviți cu toporul sau cu tăiați cu coasa. Pentru că asta povestea oamenii de acolo. În noaptea de duminică spre luni s-a dezlănțuit iadul și un grup de aproape 10 persoane a făcut prăpăd. A distrus vreo 7 case, în ce sens? Au spart geamurile, au înduit tabla, au aruncat cu pietre, au provocat pagube în interior, au devastat un autoturism, au pus pe fugă mai mulți bărbați din familia Crengachi. Femeile, așa cum vă spuneam, care aveau copiii în brațe, unele dintre ele i-au ascuns pe acești copii sub pat, pentru că am înțeles că o parte din atacul au avut loc între orele 10, 22 și 23 ale zile de duminică spre sâmbătă, spre luni, și copiii dormeau. Am văzut chiar într-una din aceste locuințe amenajat pe parchetul din casă ca o saltea așa, unde mi s-a spus că dormeau doi copii, dar respectiva saltea era plină de bucăți de sticlă care au căzut de la geamul termopan, distrus de un topor sau de o furcă. Poliția a venit abia ieri dimineață la fața locului, pentru că echipajul care a fost trimis în noaptea respectivă să intervină a fost pus pe fugă, spun oamenii, chiar de către cei care au provocat acest dezastru la Cehoreni. Nu s-au înregistrat victime în sensul în care să fie transportate la spital. Dar una din femeile din Cehoreni mi-a arătat în zona abdominală o gaură unde, spunea, a fost împunsă cu cornul unei furci și această femeie avea în brațe un copil de 7 luni. Trecând peste aceste amănunte care au, să spunem așa, au avut loc în noaptea respectivă, vreau să trag un semnal de alarmă autorităților locale din comuna Cehoreni, șefilor poliției Pașcani, șefilor IPJ Iași și a tuturor celorlalți factori implicați, chiar și prefectură, pentru că știu că la nivel de prefectură este un reprezentant al comunității romilor, un consilier pe probleme de etnie romă. În cazul de față, în conflictul respectiv au fost prinși cetățeni de etnie romă, dar nu asta are importanță, pentru că am stat de vorbă cu cei din familia Crengachi, cu cei din familia Mărginică, nu am putut, pentru că au fugit, vreo 4 au fost luați la poliție, ceilalți s-au dispersat de frică, nu știau cine și ce anume face prin sat. Dar cei din familia Crengachi spun că nu au fost violenți, că ei nu-și doresc asemenea fapte, că de foarte mult timp s-au debarasat de asemenea practici și că ei sunt practic oameni care muncesc, femeile care sunt acasă să-și crești copiii, bărbații prin țară, prin străinătate, încearcă să treacă la un alt nivel de viață. Aș folosi un cuvânt folosit de unul din tinerii cu care am discutat ieri. Noi ne-am emancipat, spun cei din familia Crengachi. Revenind la autorități, în comuna Cehoreni au mai avut loc în
acum câțiva ani de zile un eveniment extrem de grav. Dacă nu greșesc, s-a soldat acel eveniment cu moartea unei persoane. Și nu a avut parte de o moarte ușoară, ci a avut parte de o moarte chinuită. A fost tot așa un conflict între familiile de romi care s-au soldat cu decesul unei persoane. Acum înțeleg de la cei de acolo că situația aceasta de tensiune nu datează de o zi, două, datează de foarte mult timp. Se încearcă, au fost practic hărțuiți, amenințați, iar într-un final, iată, cei din familia Crângachi spun că sunt victime. Vizibil, putem cu toții constata că acele case sunt distruse, avem imaginile și pe site-ul nostru, pe newspashcamp.com, dar nu știm în ce măsură sunt și ei responsabili de această situație, în sensul acțiunii pe care au pornit-o cei din familia Mărginică. Autoritățile locale, de la primărie, poliție, prefectură, cred că trebuie să meargă în zona respectivă și să se asigure că astfel de fapte nu se vor mai petrece pe viitor. Stau și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă unul din cei care avea în mână un topor, o furcă, o coasă, lovea o persoană. Ce măcelul putea avea loc în acea noapte la Ciohorâni, datorită faptului că instituțiile statului, speță poliția, nu a putut interveni prompt să aplaneze conflictul. Acest conflict s-a stins pe parcursul nopții, probabil și din teama celor care au provocat scandalul că vor avea parte de condamnări sau se va ajunge la alte măsuri, dar și în cazul unor, probabil din cauza aburii alcoolului, i-au trimis la somn, nu mai erau în stare să stea pe picioarele lor să continue o dispută. De ce sunt eu cel care trag acest semnal de alarmă? Există posibilitatea ca toți cei de care vorbesc eu acum să fie întreprins primele măsuri, dar o spunem și noi, presa, că este bine și trebuie să audă. Poate sunt factori de decizie care încă nu au auzit. Ieri am insistat la biroul de presă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție pentru a obține un punct de vedere referitor la situația din Ciohorâni. După mai multe telefoane am aflat doar că este deschis un dosar pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Și am explicat purtătorului de cuvânt, atât cât are și competența acest purtător de cuvânt, că acolo avem de-a face cu o situație mult mai gravă. Case distruse, persoane speriate, panicate, autoturism distrus. La o casă unde am fost, stăteau patru bărbați cu vreo 7 copii și cu 3 femei. Da? Stăteau în acea casă. Spuneau că le-au zis de la poliție să nu mai părăsească imobilul respectiv până când nu vine poliția și le dă un mesaj, ne spune ceva anume, că sunt în siguranță sau nu. Apelul meu către autoritățile statului mai este bazat pe o situație. Ieri, când am ajuns în satul, în zona respectivă la Ciohorâni, tocmai plecau cele două autoturisme de poliție cu câteva persoane reținute. Una din acele persoane, atunci când a intrat în mașină, s-a uitat în spate către un alt consătean, căruia i-a spus, asta o să fie răzbunare, ceva de genul ăsta, urmează ceva mult mai grav. De aceea, eu ce am constatat ca și jurnalist, am prezentat și în articolul de ieri, și în buletinul de știri ieri seară, o spun și astăzi, ca toți cei care sunt direct răspunzători, să aibă cât mai multe informații. Acea persoană, și cred că și polițiștii au auzit acest lucru, a spus că se impune o răzbunare. De ce fel de răzbunare este vorba, nu știm. Tocmai de aceea, poliția, jandarmeria, prefectura, primăria trebuie să se asigure că pe viitor, la Ciohorâni, astfel de situații nu se vor mai întâmpla. Pentru că, decât să moară cineva, mai bine te duci în zonă și faci treaba așa cum se cuvine. Impui legea, o aplici așa cum ea trebuie aplicată, astfel încât pe viitor să nu avem parte de evenimente grave. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat tot în județul Iași, în comuna Tansa, dacă nu greșesc, acolo unde la fel
un tânăr de etnie romă a fost schingiit până când a decedat. Alți membri ai familiei s-au dus și au început să incendieze peste noapte casele altor membri ai familiilor care i-au nenorocit copilul și s-a ajuns la acel conflict. Știți foarte bine, cunoașteți probabil teama oamenilor de acolo care au stat atâta timp cu frica în sân. Nu e nici acum acolo subiectul închis, dar cred că și acolo și aici instituțiile statului trebuie să intervină mai prompt și să aplaneze astfel de situații. Comisia Juridică și Comisia Economică din cadrul Consiliului Local a dat aviz nefavorabil pentru proiectul privind majorarea serviciilor de salubrizare din municipiul Pașcani. Așa cum v-am anunțat prin intermediul site-ului nostru www.newspașcan.com și prin buletinul de știri de la Actualitatea TV, conducerea unității a propus în această etapă o creștere cu 7%. Această creștere a fost justificată prin creșterea salariului minim pe economie de la 1050 de lei la 1250 de lei. Și ieri și astăzi au avut loc discuții între consilierii de la Comisia Juridică și conducerea unității de la societății de salubrizare, cât și astăzi între membrii Comisiei Economice și cei de la Comisia de la societatea de salubrizare. Argumentul folosit de consilieri, și mă raportez la discuțiile care au avut loc, a fost acela că municipiul Pașcani este un oraș nu tocmai curat, ca să nu spun murdar. Toate obiecțiile aduse de consilierii locali, directorului Eduard Dumea și președintelui Consiliului de Administrație Iulian Moraru, au avut ca și substrat curățenia orașului. Un alt aspect sesizat de către consilier e faptul că plătesc cetățenii un preț pentru un metru, un preț pe persoană foarte mare raportat la nivelul, la nivelul țării. E bine, în urma acestor discuții din cele două comisii, pentru că mâine va fi plenul Consiliului Local unde se va discuta din nou despre toate aceste probleme de față cu toți consilierii și e de așteptat să apară și alte puncte de vedere. Am observat în timpul acestor discuții o atitudine politicianistă a celor care critică activitatea de salubritate. Nu sunt acum din postura celui care apăr operatorul local, dar mă așteptam și la juridic și la economic să avem parte de o altă abordare. Consilierii care sunt noi nu pot invoca faptul că nu au informații, nu au argumente vis-a-vis de activitatea acestei societăți, în timp ce ceilalți care sunt vechi din legislativul trecut nu au nicio scuză pentru faptul că nici acum, în al cincilea an, să spunem așa, de când se află în primărie, nu reușesc să găsească soluții clare. Surprinzător, primele obiecții au apărut din partea consilierilor PSD, același partid din care provine și directorul de la Ecosalubritate. Și la juridic și la economic, aceștia au avut pozițiile cele mai tranșante. E drept, și cei din PNL au avut poziții tranșante, dar e surprinzător această abordare. Ce anume deranjează la Eduard Dumea, pe cei din PSD? Eu cred că avem de-a face cu un alt joc aici. Cei din PSD ar fi putut foarte bine să îl cheme pe domnul Dumea la o ședință de partid și să-l întrebe acum, acolo să se lămurească cu niște aspecte și să-i aducă obiecțiile sau criticile pe care vreau să-i le aducă, nu să o facă în această ședință. Asta mă face să cred că sunt două variante. Ori prima variantă e aceea că în PSD domnește haosul și nimeni nu mai conduce această organizație, iar membrii ei acționează după bunul plac,
Dar cel de-al doilea, că de fapt și de drept avem de-a face cu un joc politic. Ne facem și noi cei din PSD că vă criticăm, domnule Dumea, pentru că trebuie să o facem. Fenomenul a luat amploare și vin din nou în perioada următoare alegeri locale și nu putem în continuare să mergem pe aceeași idee de creștere. Creșterea este foarte mică, raportat la ceea ce se discuta până acum. Se spunea că vom avea o creștere de 6 lei, dar iată avem o creștere cu mai puțin de 80 de bani. Dar e mare în opinia aleșilor locali și nu numai. Probabil și în opinia cetățenilor. E mare taxa la momentul de față de 13 lei pe persoană. E mare și creșterea, probabil. De aceea eu cred că discuțiile care au avut loc și ieri și astăzi ar fi trebuit să fie canalizate pe cu totul alte subiecte. Trebuiau găsite cu maximă prioritate soluții. Soluții astfel încât cetățeanul să plătească un preț corect așa cum își dorește toată lumea și prețul să scadă, că asta este una din dorințele aleșilor locali din câte deduc. După o scurtă pauză de publicitate, revenim și continuăm pe acest subiect. Termometria Pașcani, producător de 24 de ani, au unei game variate de produse pentru mediul industrial, precum termocupluri termorezistente, rezistente de încălzire de tip CFR, robinet și armaturi industriale, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta sa de conductoare și cabluri electrice. Singurul producător din Moldova și furnizor acreditat și recunoscut de cei mai importanti distribuitori și producători de energie electrică din România, precum E.ON, Electrica, CEZ, Petrom sau Romgaz, FM Pașcani produce în secțiile sale și comercializează angro la prețuri de producător o gamă variată de conductoare și cabluri electrice pentru uz casnic și industrial. Pentru orice solicitare vă așteptăm la sediul nostru central din strada 1 decembrie. FM, ești total mulțumit! Numărul de magazine Lorimer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Da, am revenit în emisie, continuăm cu subiectele pe care ni le-am propus pentru astăzi. Vă vorbeam despre discuțiile pe marginea creșterii tarifelor de salubrizare ale municipiului Pașcani, tarife practicate de societatea Eco Salubritate. Mă așteptam, așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii,
să nu mai am ocazia să asist la discuții de acest fel. Primarul Dumitru Pantazi, ceilalți, chiar și viceprimarul Gabriela Nedelcu, administratorul public Gică Zanet, șefii instituțiilor din subordinea primăriei și Consiliului Local, consilierii vechi, cred că ar trebui să abandoneze acest discurs fals pe care îl abordează și să tranșeze odată pentru totdeauna problemele care sunt apărute în aceste societăți. E bine, la salubritate este clar, trebuie făcut ceva. Dar mai surprinzător decât atât decât cele discutate, este faptul că conducerea unității prin vocea lui Eduard Dumea încearcă să se facă auziți și încearcă să transmită primarului și consilierilor locali că este o problemă și trebuie ajutați, dar în realitate nu primesc absolut nimic. Domnul Dumea a spus astăzi la un moment dat, nu vreau să puneți cruce și pe noi. Nu știu cât dintre cei care erau în sală și-au dat seama de gravitatea afirmațiilor pe care domnul Dumea le-a făcut. Nu sunt afirmații grave pe care totodată să le putem considera și acuzații acuzatorii. Da? Dar ceea ce a spus domnul Dumea denotă faptul că despre aceste subiecte s-a mai discutat și s-a discutat undeva probabil foarte tranșant. Afirmația nu vreau să puneți cruce și pe noi are probabil legătură cu ceea ce s-a întâmplat la apă. La fel și acolo conducerea din trecut, așa cum era ea, venea, solicita, propunea câteva lucruri, nu se întâmpla. Acum și la salubritate la fel. Vin cei de la salubritate și propun diferite soluții, să spunem așa, dar se lovesc de o opoziție care vine din partea primăriei, a primarului în sine, prin care, iată, este refuzată creșterea. Eu nu sunt adeptul creșterii, dar eu vreau ca primăria și primarul în sine, pentru că el are principala putere în acest oraș, să asigure operatorului local cadru legal și corect de lucru. Atâta timp cât operatorul local ridică tot gunoiul de pe străzile municipiului Pașcani, așa cum o face el. Dar în realitate, când face facturile către beneficiarii de aceste servicii, rămâne o cantitate în plus, atunci mă duc către primărie și întreb de ce nu rezolvați această problemă. Pentru că din cauza acestei situații, din cauza celor care nu plătesc taxă, așa cum am mai spus-o, plătesc cetățenii de bună credință această sumă de 13 lei sau agenții economice, 111 lei pe metru cub. Dacă primăria ar reuși să determine întreaga populație să încheie contract, acolo unde există cetățeni care nu pot plăti această taxă, să fie găsite măsuri sociale, pentru că de asta avem cu oameni aleși și ne reprezintă și conduc acest oraș, nu doar la cheltuirea banului public pe investiții sau mai știu eu pe ce alte cheltuieli fantastice, ci să rezolve și problema socială a comunității. Plătiți, domnilor, de la primărie diferența de cantitate de gunoi pe care cei de la salubritate o ridică și o să vedeți că societatea va avea posibilitatea să scadă prețul real și poate vor avea și încasările mai mari. Mai discutăm despre acest subiect după ziua de mâine, pentru că mâine este ședința de plen și sunt curios ce alte abordări vor avea aleșii locali. Vă spuneam că s-a mai discutat și despre salubritate, despre regia autonomă de gospodărie comunală și locativă. Spunea directorul acestei societăți că anul 2015 a fost unul bun. Nu a fost un an bun, mai ales din cauza temperaturilor ridicate, care au făcut ca producția să nu fie cea prognozată. Au fost 190 de abonanți pe care le-am avizat de branșarea și în jur de 30 s-au debranșat ilegal.
problemele de la reage cele vin de foarte mult timp, nu de acum. De aceea, în continuare, o să repet acest, o să repet această afirmație de ori de câte ori voi avea ocazia. Niciun politician dintre cei care au s-au aflat în Consiliul Local până în acest an, 2016, și în trecut, nu au nicio scuză, nici primarul, nu au nicio scuză vis-a-vis de situația societăților din subordine. Nu mai putem discuta în continuare de măsuri, nu mai putem accepta scuze. Nu s-a întâmplat nimic bun. Deci nu putem veni și în campania din 2008, și în campania din 2012, și în campania din 2016 cu aceleași măsuri populiste pe care nu le punem în practică, dar de fapt nu facem nimic. Spunem și promitem oamenilor, dar nu facem nimic. Nu, asta este epuizată. Domnul Haldan, citesc din ceea ce a scris colega mea, domnul Haldan spunea astăzi, peste tot este că nu ați făcut producția planificată, nu ați ajustat cheltuielile la situația actuală. Care credeți că sunt pașii pe care ar trebui să-i facă consilierii locali pentru a vă ajuta? Trebuie să ne spuneți exact ce să facem, să veniți cu un plan de redresare a societății. Sunt 3500 de oameni care așteaptă căldură. S-au văzut niște pași, dar sunt prea mici comparativ cu situația regiei. De această... de această societate, primul răspunzător este Consiliul de Administrație. Dar înțeleg că în Consiliul de Administrație nu se discută despre identificarea unor proiecte și soluții care să fie baza investițiilor viitoare. Înțeleg că se discută despre funcții și despre pe cine mai putem angaja acolo sau pe cine mai putem înlătura de la acea societate. Mergeți, domnule primar, și vedeți despre ce este vorba. Că se discută doar despre angajări și despre posturi. Nu se discută despre investițiile sau despre aceste soluții care, iată, sunt așteptate de consilierii locali. Fără investiții în sistem, nu putem redresa situația. Sistemul nu este al nostru, este în administrarea noastră. Clienții care ne-au rămas sunt persoane care nu au avut bani să investească în centrale. Din 6 milioane de lei care sunt datorii, 1,5 sunt datorii de acum 3 ani de zile pe care probabil le vom pierde în instanță. E vorba despre debitele care sunt de încasat de la populație. E foarte important ce a spus domnul Nedelcu. Sistemul nu este al nostru, este în administrarea noastră. Corect, este al municipiului Pașcani. Dar foarte bine și primăria poate veni să spună că nu ați plătit redevență pentru utilizarea acestui sistem așa cum se și impunea. Toate au o legătură cu lipsa de viziune a celor care au condus și conduc Pașcani în continuare. Eu nu știu dacă în viitor vom avea parte de oameni politici care să vină cu soluții astfel încât municipiul nostru să se situeze pe un trend ascendent. Atâta timp cât nimeni în trecut nu a fost pasionat să creeze niște rezerve și niște resurse pentru investiții în sistemele de canalizare și, și alimentare cu apă în municipiu, în extinderea acestor rețele, că au fost bancul nemiluita. Nimeni nu a fost pasionat să rezolve problema cu acel inel de recirculare a apei calde și foarte mulți dintre cetățeni care au avut posibilitatea, care nu s-au și împrumutat pe la bănci, au fugit de aceste sisteme publice, de acest sistem public de la RGCL, tocmai pentru că deschideau robinetul și venea apa caldă după jumătate de oră. Dar n-a fost nimeni pasionat când această regie avea vreo 9.000 de abonați să investească în acel sistem. Cât putea să fie? Cât putea să fie acel sistem? Stăm noi presa și facem analize aici și tragem concluzii și nu aude nimeni și nimeni nu face absolut nimic. În continuare, municipiul acesta se afundă în loc să prindă viață, în loc să înflorească și el într-un anumit fel. Chiar nu sunt soluții pentru aceste probleme ale cetățenilor. Peste tot vedem că se găsesc variante. Doar la Pașcani nu avem aceste variante. Trebuie să credem faptul că această regie trebuie să dispară. Trebuie să credem faptul probabil că ecosalubritate va dispărea. Trebuie să credem probabil că toate serviciile din subordinea primăriei trebuie să dispară, că nimeni nu știe să le gestioneze. Externalizate, să vină un privat, că ăla face treaba mai bună. Păi probabil dacă se externalizează toate acestea și se renunță la toate societățile din subordine, nu mai are nimic de făcut cel care conduce orașul sau cei care conduc orașul. Pac, ia de aici contract, du-te și fă-mi curat la aia, du-te fă-mi curat acolo, du-te furnizează agentul respectiv, du-te fă-mi aia. Chiar nu putem ține ce este al nostru. Sunt atâția oameni în orașul acesta care au clădit sistemele de
centralizat de, au clădit sistemul centralizat de căldură, au lucrat la sistemul de alimentare cu apă, au lucrat în fabricile și uzinele din oraș. Au văzut acești oameni cum municipiul Pașcani se dezvolta și acum au ocazia să asiste la demolarea lui morală, chiar și fizică, putem spune, a municipiului Pașcani. Și în continuare spunem că nu avem soluții. Un director vine la Consiliul Local și cere un sprijin și soluții. Consiliul Local îl trimite să vină cu soluțiile. Un director se duce la primar. Primarul se uită la el. Ești din partid de la mine? Nu. E greu. Dacă e din partid de la el, îi pui pe alții să sară la gâtul lui. Și tot așa. Nu există chiar o viziune de viitor. Eu nu pot să cred. Eu nu pot să cred că atâția oameni luminați, atâția oameni cu putere, nu reușesc să rezolve situația serviciului de salubrizare. Nu reușesc să rezolve situația de la RAGCL, nu reușesc să mențină ceea ce este bun, serviciul de transport, care este pe profit. Eu nu înțeleg de ce nu există o viziune bine gândită pentru minim 2 ani de zile. Să nu ne mai întâlnim an de an cu aceleași subiecte. Eu, ca ziarist, știu, dacă vine finalul anului, încep discuțiile pe proiectul de buget. Dacă începutul anului, încep problemele pe la regiile din suborne. Trebuie să vină societatea de salubritate, RAGCL-ul, grădinița, biblioteca, casa de cultură cu bugetele, trebuie să vină cu personalul, trebuie să vină cu lista de activități, să ceară bani, începe de aici negocierea, primarul spune că nu este pentru aia, nu este pentru aia și tot așa. Chiar nu putem și noi să rezolvăm odată aceste probleme, să avem parte de altfel de discuții, an de an aceleași probleme. Și n-am să-l uit pe domnul de la Ungureanu, de la Sodomeni, de la Boșteni, care a venit anul acesta la discuția pe marginea proiectului de buget, dezbaterea publică de la primărie, și omul respectiv a cerut câteva chestiuni de bun simț. O mână curentă acolo pe râpa de la Sodomeni, refacerea părților carosabile acolo unde au intervenit furnizorii de utilități, căminul cultural. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Da, trecem la un alt subiect. Mă uitam ieri pe Facebook și văd la un moment dat, chiar vă rog și pe cei care ne urmăriți sau care sunteți interesați de acest subiect, pe pagina mea, pe Marius Parteni, sau pe pagina doamnei Genoveva Șerban, de la directorul de la colegiul Mihail Sadoveanu Pașcani, e directorul interimar. Are o postare doamna director cu primarul municipiului Pașcani, cu Dumitru Pantazi. E o vizită la sala de sport a acestei unități de învățământ. E bine, săptămâna trecută vă spuneam că au fost discuții în Consiliul de Administrație și s-au ridicat mai multe probleme. Cea mai importantă legată de sală este că plouă în interior, că cade tencuiala în unele zone și trebuie rapid luate măsuri astfel încât ea să nu fie funcțională, elevii să o poată utiliza împreună cu profesorii de educație fizică sau antrenorii în condiții optime. Eu am încercat miercurea trecută să discut cu doamna director, a zis că a făcut o adresă la Consiliul Local și la primărie și așteaptă răspuns. S-a ferit să discute despre acest subiect, dar în ședința de Consiliul de Administrație am văzut că a fost propus suspendarea activităților în acest imobil. După ce am văzut acest lucru, am realizat acel material, dar ceea ce vreau să spun este următorul aspect. Despre situația de acolo se discută de ani de zile. Domnul primar a ajuns abia după ce a văzut probabil subiectul pe site-ul nostru. Poate avea și dumnealui pe agenda personală o vizită la această școală. Sunt curios la această sală. Sunt curios ce măsuri s-au luat sau când anume vor fi luate aceste măsuri. Dar ceea ce m-a frapat oarecum este postarea doamnei director care spune așa: primarul din Pașcani nu ajunge în școli numai la festivități. El vine să vadă și problemele din școli. Ce legătură are această afirmație cu situația de acolo? Seamănă asta altceva. Un pic de apropiere așa de autorități, în speranța că
cineva va reuși mai multe postând astfel de mesaje. Mi-aș fi dorit să văd scrisoarea pe care doamna director a transmis-o primăriei și Consiliul Local. Să o văd postată pe site-ul instituției. Nu este vinovată, doamna director, de ceea ce s-a întâmplat la Colegiul Sadoveanu Rău în această perioadă. Dacă atrage atenția cu o serie de lucruri, este spre binele instituției de învățământ și a elevilor. Dar de ce nu faci public acea scrisoare? Ce, ai trimis o scrisoare primarului și trebuie să o știe dumnealui atât? De foarte multe ori, problemele în instituțiile de învățământ și în oraș s-au rezolvat și prin implicarea instituțiilor media. Instituțiile media au reflectat această știre, iar ulterior au apărut și potențiali investitori, să spunem așa, sau oameni de bine care au sărit și s-au implicat în rezolvarea problemei. Dau exemplu societății Rompac. Cine vrea accesează pagina acestei societăți la responsabilitate socială. Veți vedea acolo câte donații au făcut și cum au contribuit cei de la Rompac pentru susținerea actului educațional și nu numai din municipiul Pașcani. Nu este doar cazul societății Rompac. Sunt foarte multe societăți. Cosa Romu, Proinvest, din câte știu eu, Avastaru, multe, multe alte societăți care au sărit. Abordarea ar trebui să fie și spre deschidere și transparență, că nu critici pe nimeni dacă spui ce îți lipsește. Că mai sunt mai puțin de două săptămâni de zile până când începe anul școlar și noul an școlar. Și nu am văzut niciun director de școală care să fie pasionat de ceea ce se trebuie făcut în școală. Înțeleg că s-au făcut documente către primării, înțeleg că se lucrează prin școli, vechea problemă, dă-i cu vopsea, dă-i cu aia, dă-i cu aia, dar n-am văzut acele discuții publice în care să se spună clar despre problemele pe care le au unitățile de învățământ acum, înainte de începerea anului școlar. Da, nu vă supărați pe mine, doamna director, dar m-ați dezamăgit cu acea postare. Primarul ar trebui să treacă, dacă poate, în fiecare zi și prin școli, peste tot. Da? Și nu doar primarul, și oamenii lui. Asta e clar. Sună altceva această postare a dumneavoastră. Așa am și explicat. O apropiere așa către reprezentanții administrației locale. Ultima știre, un minut. Vineri debutează noua ediție din Liga 3. CSM Pașcani joacă pe teren propriu în compania formației Olimpia Râmnicu Sărat. Aveți pe pagina noastră pe newspașcan.com toate informațiile legate de prima etapă. Așteptăm acea ședință de Consiliu de Administrație la care vor participa și reprezentanții administrației locale pentru a afla nevoile, ce anume le promit oficialitățile locale celor de la club și care va fi strategia pentru acest sezon al echipei locale, al conducerii tehnice și nu numai. Ne oprim aici pentru ediția din această seară. Vă doresc o seară liniștită. Ne revedem la o nouă ediție. Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să descoperi cele mai frumoase muzee. Sau de